nu am de gând să arunc oase și nu am de gând să fac târg pentru a obține ceva de la partea comuniștilor. Revin iarăși ce spus de acest lucru. Îmi spune că voi asigura o conlucrare cu Partidul Comuniștilor, care de altfel reprezintă o poziție parlamentară, deci în Moldova, în calitate de prim-ministru, dar și de președinte al unui partid aflat la guvernare și nu era unul partid, un partid care a obținut scuze care reprezintă o trăimă de totală de votorilor participanți la scrutinul electoral, ne obligă această situație să asigură această comunicare și, de ce nu, pe alocuri, consultarea la anumite situații. Întâi de toate, niciodată n-am vorbit de post. Din nou, cred că este o manieră a fiecare din noi de a judeca, de a vorbi, de a prezenta seara de lucruri. Am menționat-o și în trecut, reitere și astăzi poziția mea și a Partidului Democrat. Gândesc că voință comună a Alianței nu este vorba de a arunca cuiva ceva. Este vorba de un dialog civilizat, de o discuție, de găsirea de compromisuri în modul în care să fie respectate elementele cele mai importante din legislația țării. Să ne bazăm pe drepturile și funcțiile majorității, concomitent ne bazăm pe drepturile și, de ce nu, obligațiunile opoziției.